De la vârste fragede, adolescenții au devenit hoți. Deși minori, trei băieți din orașul Rovinari au acționat după un plan bine pus la punct. Au așteptat ca magazinul, ce tocmai primise marfă, să se închidă, iar mai apoi, asigurându-se că nu îi vede nimeni, au pătruns în interior, având drept țintă articolele vestimentare. Polițiștii au efectuat cercetări, în urma cărora i-au depistat pe cei trei tineri. Polițiștii din cadrul poliției orașului Rovinari au reținut pentru 24 de ore și au introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, toți din localitate, bănuiți de săvârșirea infracțiunii de fur calificat. Din cercetări a ieșit faptul că aceștia, în timpul nopții, ar fi pătruns într-un magazin din localitate, de unde ar fi sustras mai multe articole vestimentare. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind bănuiți de săvârșirea infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul a fost recuperat și predat părții vătămate.